pregătit să intre în sistemul de siguranță națională, absolvenții Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza sunt conștienți de problemele cu care se confruntă poliția română. Sunt foarte multe aspecte negative care într-un fel umbresc tot efortul nostru. Îmi doresc ca fiecare să își exercite atribuțiile într-un mod cât mai corect, cinstit și să nu uităm pentru cine lucrăm, și anume pentru oameni. Pentru un alt absolvent, munca la stat e una tentantă, mai ales pentru siguranța pe care o oferă. Am ales să devin pompier din multiple considerente. Pe planul intelectual să mă dezvolt, să învăț cât mai multe lucruri, pe planul emoțional, fiindcă sunt o persoană sufletistă, iar pe planul social am ales armata, pentru că am considerat că este cea mai bună rampă de lansare pentru a arăta adevăratul potențial într-un context social precar. Ministrul de Interne spune că a început reforma în Academia, care de ani buni e implicată în scandaluri publice de anvergură. Reorganizarea Academiei de Poliție a vizat și desființarea celor două școli doctorale, care au adus mari prejudicii de imagine acestei instituții. Am introdus posibilitatea ca, începând cu anul universitar 2021-2022, să fie organizate mastere profesionale destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licență în specializările atât de necesare ministerului. Spre finalul ceremoniei, din cauza căldurii, unele dintre tinerele absolvente au avut nevoie de asistență medicală.